Facem favoritele lunii. Facem favoritele lunii. Let's go! Luna aceasta am adunat destule favorite, pot să zic așa. Am descoperit destul de multe produse care mi-au plăcut și, nu știu, a fost o lună productivă în tot ce am făcut în mare. În afară de seriale, n-am avut timp să mă uit la seriale. Dar o să încep cu produsele cosmetice, nu? Pentru că probabil pentru asta sunteți aici. Haideți să încep cu un pseudo-favorit. Deși este favorit, dar nu favorit până la capăt. Este da, cred că sunt foarte, foarte, foarte... I make a lot of sense. Este vorba despre fondul de ten Super Stay Better Skin de la Maybelline. Și trebuie să spun că îmi place extraordinar de mult. Am nimerit nuanța la perfecție, am ales 030 Sand. Îmi place că se aplică foarte ușor. Îmi place cel mai mult să-l aplic cu mâna. Și în momentul în care îl aplici, bam! Ești cel mai fresh om de pe planeta asta. Asta îmi place cel mai tare la el. A observat și o prietenă de-a mea care m-a întrebat ce Dumnezeu am făcut de la un minut la altul. M-a văzut machiată cu machiajul de la 6 dimineața, era undeva la ora 6 după masa, adică după vreo 12 ore. M-am dus la baie, m-am machiat repede cu asta pentru că trebuia să ieșim în oraș și BOOM! Am uimit-o. Da, asta este, într-adevăr, îți creează better skin, arată flawless pe ten, însă trebuie să aveți mare grijă. Am observat că dacă îl aplic cu o pensulă, are tendința să încarce tenul, să intre cumva în pori și de aceea îmi place să-l întind cu degetele pentru că pot să-l bag acolo în piele bine. Și un mic defect pe care i-am găsit este că nu rezist atât de mult pe cât aș vrea eu. Probabil o să-mi placă și mai mult la iarnă. Acum pe căldurile astea normal că nu o să rezistă o veșnicie. Dar thumbs up pentru efectul extraordinar pe care îl are pe ten. Chiar îmi place foarte mult și nu a costat deloc mult. Cred că undeva la 35 de lei eu l-am cumpărat din Oșa. Se pare că voi termina destul de repede cu produsele de machiaj luna aceasta. Mai am unul singur, este de la The Body Shop și este un iluminator din gama Honey Bronze în nuanța cea mai deschisă și anume 01. Îmi place super, super mult. Nu mai știu dacă m-am dat cu el azi. O să mă dau puțin, arată așa, ca un dom, foarte interesant. Și pur și simplu îl aplici pe ten așa. Recomandat este să îl întinzi, pentru că dacă nu, o să arate foarte ciudat. Dar cred că m-am dat deja. În fine, pentru voi mă mai dau o dată. Super fain, arată extraordinar, a devenit brusc iluminatorul meu preferat. Numai cu el m-am dat de când îl am, de aproximativ o lună. Și sunt absolut îndrăgostită de el. Este un iluminator sub formă de cremă, dar nu a... da, e cremos, dar nu are o consistență foarte grasă, așa că nu o să vă îngrașe tenul, să nu vă speriați. Și dacă am terminat cu produsele de machiaj și ultimul produs de machiaj despre care am vorbit este de la The Body Shop, o să continui cu acest brand și am să vorbesc despre un produs care pe mine m-a lăsat cu falca la pământ. Să vă explic. Este vorba despre Honey Bronze și este un autobronzant. De fapt, nu este un autobronzant. Este un produs care îți bronzează picioarele, care este la spălat. Deci, practic, dimineața, când iau fustă sau roche sau ce-o fi, îmi dau cu asta frumos pe picioare, ca o doamnă, și brusc, bam, am picioare bronzate și toată lumea mă invidiază. Glumesc. Dar este mega tare. Se întinde foarte, foarte, foarte uniform. Nu lasă pete. Este chiar foarte ușor de folosit și asta mă încântă foarte tare la el, pentru că mi se pare un pic complicat să folosesc autobronzant. Îmi place, dar mi-este foarte lene să le aplic. Imaginați-vă, eu v-am spus că mie nu-mi place să aplic loțiuni de corp. Imaginați-vă cât de greu este pentru mine să aplic un autobronzant. Să mă și exfoliez înainte, să și am grijă să nu mă pătesc, să și stau să se usuce, să am și mânuși sau să mă spăl după aia pe mâini până nu mai știu de mine. Too much. Așa că produsul ăsta este super, super mega tare. Sunt extraordinar de încântată. Wow, bravo, The Body Shop. O să încerc să-l aplic și pe mâini, de ce nu? Deși de obicei pe mâini sunt bronzată. Dar... foarte tare, foarte tare, foarte tare. O să-l declar produsul meu preferat din tot ce o să vă arăt astăzi. Este wow, chiar este wow și vă sfătuiesc din tot sufletul să-l încercați. Ce să continui? Ah, The Body Shop. Tararam! Este vorba despre un hibrid, apă de parfum, apă de colonie, nu știu ce e.
este un body splash, pentru că așa se numește, și miroase a mojito. Nu vă puteți imagina cât iubesc eu limonada, cât iubesc mojito, cât iubesc mirosul de lămâie cu menta și menta cu lămâie și menta în general. Este extraordinar și mi-ar fi plăcut foarte tare să bage în colecția asta și un parfum adevărat, pentru că eram acolo prima și îl cumpăram. Asta vă spun sigur. Și acesta miroase, dar nu o să țină cât ține un parfum, din păcate. Este, arată așa, pur și simplu te stropești cu el, dar așa, ca pe... Cred că am și dat deja. Dai pe tine așa cu el, splash, splash, cum zice și numele. Și miroși practic ca un mojito și miroși a vară și miroși a mentă și miroși a lime. Și este extraordinar și ce mai pot să mai cer de la viață. I love it! Și este mare, are 300 de mililitri acum, serios. Cât de fericită să fiu. O să-mi dau un pic pe mâini ca să fiu fericită în tot clipul acesta, în continuare. Bun, bun, am început cu arome, o să continui cu arome, pentru că îmi place ca totul să aibă o logică, nu? Acesta este unul dintre parfumurile vieții mele. Și Camelia Zota, femeie, îți mulțumesc, pentru că Camelia Zota mi l-a dăruit și pentru că este o fată extraordinară. Cum ai putut să-mi dăruiești așa ceva? Mersi! Mi-am dorit foarte tare parfumul acesta. Este vorba despre Tom Ford Black Orchid și miroase mai mult decât bine, mai mult decât minunat. Este un parfum sofisticat, un parfum mai greu, într-adevăr. Cred că o să stau cu minte o perioadă. Mă enervează că nu pot să văd cât mai am în el. O să stau cu minte o perioadă pentru că nu vreau să-l termin până la iarnă. Este mai degrabă un parfum de iarnă, toamnă, noapte, lucruri de genul acesta. Și sticla, cred că sugerează asta, pentru că este închisă la culoare. De obicei, parfumurile cu sticla închisă la culoare au un miros mai tare, mai dulceag, mai matur, mai de noapte. Nu? Nu vorbesc eu prostii. Încercați-l. Mergeți într-o parfumerie și încercați-l. Nu o să vă placă tuturor. Îl asemăn cumva cu Angel. Are așa cumva... Este un parfum la fel de tare ca Angel. Este un parfum dulce, dar nu exagerat de dulce și sofisticat în același timp. Dar este un parfum care îți place sau nu-ți place. Asta este părerea mea clară despre el. Sunt îndrăgostită și cred că se vede asta cu ochiul liber. Uneori mă dau și noaptea cu el, ca să-l simt. Mai am să vă arăt un parfumel și este vorba despre acesta de la Guess. Se numește There, așa arată sticla. L-am primit la întâlnirea bloggerilor din București, la care am participat luna aceasta. Și în momentul în care l-am mirosit, mi-a plăcut. Trebuie să recunosc, însă nu m-a dat pe spate. Mi-a plăcut. Este un parfum care se zic că îmi place, dar nu o să mă extaziez ca la acesta. Totuși, mi-a schimbat părerea în momentul în care una dintre bloggerițe s-a dat cu el și mergeam noi frumos pe stradă spre următorul loc unde urma să... Nu mai știu ce am făcut. Am mers să mâncăm sau ceva de genul și am simțit așa parfumul în bătaia vântului și am rămas... Care-i tata cu așa parfum fain? De ce miroase? Și mi s-a spus că s-a dat cu parfumul acesta și atunci s-a produs un click în mintea mea. Stai puțin. Și, da, este un parfum chiar drăguț, merită să-l bag în favoritele lunii. În schimb, la acesta nu-mi dau seama, nu pot să-mi dau seama dacă este un parfum de zi sau un parfum de noapte. Este un pic din amândouă. La fel, nu este un parfum de vară, un parfum de iarnă, este... Îl găsesc potrivit pentru orice ocazie. Și acesta este un lucru important. Următorul produs care mi-a plăcut este un produs de la Sally Hansen și se numește Instant Cuticle Remover. Arată așa. Ce trebuie să știți despre mine este că eu nu îmi tai cuticulele. Am făcut-o din când în când, în perioada liceului, dar nu, niciodată nu pot să zic că mi le-am tăiat cu adevărat constant. Din liceu eu nu mi-am mai tăiat cuticulele, deloc. Și produsele acestea sunt cu adevărat salvatoare, însă acesta nu este orice îndepărtător. Acesta nu este orice produs care îndepărtează cuticulele. Pentru că le îndepărtează în 15 secunde și chiar le îndepărtează, deci chiar își face treaba și este uimitor. Am văzut că pot să-l folosesc și pe bătături, ceea ce mi se pare foarte interesant, o să încerc și eu să văd ce se întâmplă.
dar este un produs care se termină foarte greu, din câte observ. L-am folosit deja de mai multe ori, chiar și pe fetele de la unghii. Și super tare. Cu siguranță o să-l cumpăr din nou. Este măricel, o să mă țin o perioadă, dar în momentul în care se va termina, îl voi cumpăra din nou, pentru că este absolut minunat. Și mai trebuie să vă arăt un produs pentru unghii pe care l-am chiar acum. M-am dat cu el. Este vorba despre un lac de unghii de la OPI. Se numește Don Bossa Nova Me Around și este o nuanță neutră foarte, foarte mișto. Este un nude cu un subton movuliu și sunt super îndrăgostită de el. Este foarte faină nuanța. Foarte, foarte faină. Sper să se vadă. Super mișto. Îmi plac foarte mult ojele OPI, dar cui nu-i plac? Cum să fim serioși. Ultimele două produse cosmetice pe care am să vi-l arăt sunt produsele pentru păr de la Nivea, și anume fixativul și spuma. Nu neapărat această gamă, eu le am pe toate trei. Întâmplător vă arăt pe aceasta pentru că am început să le folosesc pe acestea. De obicei îmi place ca fixativul să fie foarte, foarte strong, pentru că îmi place să-mi creez efectul acela de beach waves pe păr. Și ori aplic spumă, ori nu aplic spumă, cred că v-am mai povestit. Îmi place ca spuma să fie un pic mai light. Aceasta este cea strong, dar îmi place. Surprinzător. Și îmi place că în momentul în care le folosesc, rămâne un miros foarte plăcut în păr. Nu este mirosul acela clasic de fixativ. Și în momentul în care îți adie vântul așa prin păr, miroase foarte frumos și îmi place, mă face să mă simt bine. Dar mie întotdeauna mi-au plăcut produsele Nivea și mi-au plăcut produsele Nivea pentru păr. Sunt prietenă cu Nivea, cred că știți asta deja. Păi, am cam terminat cu produsele cosmetice și am să vă povestesc puțin despre accesoriile care mi-au plăcut luna aceasta și întâmplarea face că toate sunt pentru păr. Accesorii pentru păr și pentru cap. Unul dintre ele este chiar aici. Brusc am făcut o obsesie pentru pălării. Am o pălărie pe care n-am purtat-o ani de zile și luna aceasta, bam, am purtat-o aproape non-stop, dar am zis că trebuie să fac o pauză, că o să mă cunoască lumea după pălăria aia și nu cred că e chiar ok. Mi-am luat-o pe aceasta de la H&M, de la reducere, a fost, cred că, 20 de lei. Mi-au plăcut foarte mult reducerile lor de luna aceasta, au fost extraordinare. Da, a fost 20 de lei și îmi place foarte mult. Nu este din paie, este făcută din hârtie. Sunt tare curioasă oare cum ar fi dacă m-ar prinde ploaia cu ea. Dar este foarte drăguță, foarte drăguță. Mi-a place foarte tare. Toate accesoriile pe care am să vi le arăt sunt de la H&M, întâmplător. Această banderolă pe care am purtat-o în clipul anterior, care mi se pare super hippie și drăguță așa, a costat 10 lei. Am prins-o la reducere și pe aceasta, 10 lei. Și această coroniță cu floarea soarelui, care este foarte, foarte frumoasă. Nu am purtat-o încă, recunosc, dar o să port. Chiar o să port. Nu se poate să nu porți coronițe cu flori. Asta a fost 17 lei. 16,90 lei. Mai am ceva ce trebuie să vă arăt. Din categoria gadgets. Și da, m-am convertit. Mi-am luat un iPad. Și sunt blown away. Boom! Mintea mea a făcut... Nu am fost niciodată împotriva produselor Apple, însă trebuie să recunosc că întotdeauna mi s-au părut exagerat de scumpe. Exagerat de scumpe. Însă, cumva, iPad-urile au un preț destul de accesibil. Eu am ales varianta iPad Mini 2 cu ecran Retina și n-am cuvinte să vă spun cât de încântată sunt de ea și cât de fericită sunt cu ea. Tableta asta zboară, nu merge, zboară. Tot ce faci pe ea zboară. N-am mai văzut așa viteză la un produs. Nu știu. O ador. Mi-am cumpărat și huse. Mi-am cumpărat o husă cu tastatură. Pentru că sunt curioasă cum o să fie. Și mi-am cumpărat și o husă din aceea normală, ce se pune pe iPad-uri. Și abia aștept să vină ca să pot să-l car liniștită cu mine în geantă, pentru că așa nu o să-l bag, să mi-l scâri tot. Însă... Vă recomand. Am ajuns să spun asta. Vă recomand produsele Apple. Sunt foarte scumpe, dar... calitatea este wow. Și sunt foarte durabile. Trebuie să spun că am un iPod din același afel mic și l-am de 8 ani. De 8 ani și încă merge. Ireproșabil. Ca să vă faceți așa o idee. Deci sunt sigură că o să folosesc mult această tabletă și o să mă bucur destul de mulți ani de ea. Ce să vă mai povestesc eu? Aș putea să vă spun o piesă preferată și ar fi atâtea piese pe care le-am descoperit în aceasta și pe care aș putea să vi le spun, dar o să mă opresc la una, pentru că este din România și rar se întâmplă să spun asta. Rar se întâmplă să mă îndrăgostesc așa de o piesă din România, una comercială care o să apară la televizor până n-o să mai știm de noi.
deși nu este chiar așa de comercial, nu este ca celelalte piese pe care le auzim la televizor, asta e chestia. Nu vă mai țin în suspans, este vorba despre piesa Deliei, Da, mamă, Sâmbiată. Este wow, deci serios, îi pune în valoare vocea Deliei și mie mi se pare oarecum că sună cu rock-ul pe care îl cânta Laura Stoica în trecut, așa un pic piesa. Este genial, clipul este genial, nimeni nu e dezbrăcat, nimeni nu e în chiloți. Delia arată superb, wow, big up, deci big up, Delia, bravo, wow. Cam asta este tot cu favoritele lunii iunie. Am descoperit destul de multe, zic eu. Dacă mă mai chinuiam, cred că mai găseam. Dar... asta e tot, pe scurt, asta e tot. Sper că v-a plăcut clipul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați like și subscribe. Știu că sunt un pic inversate clipurile pentru că am rămas în urmă, am avut mici probleme de sănătate și a fost o perioadă super busy și n-am mai apucat să filmez o săptămână. Și am rămas în urmă pentru că am vrut să apară întâi clipul cu Beauty News, în care trebuia și o să vă arăt produsele de la The Body Shop. Dar o să întâmplarea face că le vedeți întâi în favorite și când o să le vedeți în Beauty News o să știți că mie îmi plac foarte tare deja. Deci s-au inversat un pic treburile, dar ce mai contează? We are going with the flow. Luăm viața așa cum e. V-am pupat! Pa!